Sus, în munții României, la vedere sau adânc în grote, trăiește o categorie aparte de oameni. Sunt cei care au căutat înăuntru lor și au vrut să se îndrepte. Au renunțat deci fără efort la lume, la apropiere umană, la dorințe personale și aspirații care le umpleau sufletul cu păcate grele. Și s-au retras în singurătate și tăcere pentru a-L iubi în liniște pe Dumnezeu. Pusnicia, se spune, e ea însăși ca un munte. Cu cât urci mai mult, cu atât găsești monahi mai aproape de sfințenie. Și, deși departe de lume, par să știe mai multe decât noi, ceilalți. Așa a fost cu Moș Ioan. Când am intrat în coliba lui, ne-a primit senin de parcă ne aștepta, deși nimeni nu-i spusese cine suntem și ce căutăm. Deci, vă și vei spune un vouă! Bună ziua! Bună ziua! Bun venit, măi! Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Măi, fraților, măi, fiecare om în viața lui caută ceva. Și cum caută ceva? Și ce caută? Îl caută pe Dumnezeu. El l-a găsit de foarte tânăr, așa că în iunie, când a urcat drumul lung și greu spre căsuța lui de lângă mănăstirea Pătrunsa, a știut că va fi ultimul. Până ajung aici, am văzut că mor. Așa o cărare de uriașă, așa o cărare de sălbatică. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că nu mai pot coborâ de amare. Nu va mai coborâ pentru că a venit să moară aici. A fost ani mulți țăran, soț, tată de copii, gospodar. Și când a simțit că a terminat ce avea de făcut, a decis să-i se dedice în întregime lui Dumnezeu. De când a urcat, trăiește ca un pusnic, într-o cămăruță în care are tot ce-i trebuie. Uite, asta-i camera mea, asta-i gospodăria mea, averea, averea mea, care am muncit pentru el 87 de ani ca să o câștig și am câștigat-o. Pe mine mă polecrește clopa ierie de unus. Eu sunt un țăran de la coarnele prugului. N-am facultate, n-am pregătire profesională, n-am altceva. A avut însă mereu credința nestrămutată că raiul există și poate fi câștigat dacă știi să renunți la tine. Eu asta înțeleg pusnicia. Viața care o trăiesc eu aici. Asta e pusnicia mea. Să stau așa și mă rog în Dumnezeu seara, dimineața, noaptea, la două, pe rugăciune și lacrimi, vom putea câștiga împărăția lui Dumnezeu. Și a vrut atunci să ne dezvăluie și nouă, făcându-ne părtași la un moment cum rar poți să trăiești. Să stați în genunchi aici. Aici. Aici în genunchi, da. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, mireașă pe mine. Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni, iartă toate legile noastre, bucurașă-mă oasele mele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele. E atât de pătruns în rugăciunea lui, încât aproape că poți simți o prezență divină în micuța încăpere. Așa își curăță el sufletul, vorbindu-i cu adevărat lui Dumnezeu și plângându-i la picioare ca un copil care a greșit. Până nu mă ajunge ca un copil și eu, nu pot să ajung în părăția lui Dumnezeu. Deși s-a dedicat lui, a mai păstrat puțin din ce era în viața din vale. Poate pentru că e încă tânăr în ale monahismului. E vorbăreț, hâtru, curios și puțin rebel. Un monah atipic, convins că Dumnezeu te judecă după inimă, nu după veșmânt. Pe mine nu mă scoate din iad haina asta neagră. Nu mă scoate barba asta mare. Eu barba asta nu ne îndemână deloc cu ea, dar n-a ce face. Trebuie să o port. Pusnicia mea, ca eu am aici, e de ajuns. Așa că am decis să lăsăm singur, în liniștea chiliei lui, așteptând, așa cum spune, să moară în brațele lui Dumnezeu. Și mai veniți. Mi-a primit? Vă primim. Oricând veniți. Și noaptea, la 12, treziți-mă, că ne punem în genunchi și ne rugăm lui Dumnezeu și Sfinții Treimi ca să ne asculte Dumnezeu rugăciunea noastră. Și să o registreze acolo, ca la judecată, să zică: Ioane, Ioane, treci de-a dreapta. Puțin mai sus în munte, părintele Onufrie trăiește ca un sihastru adevărat. Căsuța lui, din masivul Postăvaru, e atât de bine ascunsă în pădure, încât poți trece pe lângă ea și să n-o vezi. Și asta părintele Onufrie îi prinde bine, pentru că a venit aici să fie doar el și Dumnezeu. Și n-ar vrea să-i tulbure cineva.
stă acolo de 19 ani și spune că își petrece timpul admirând creația divină în tot ce îl înconjoară. Se mai spune că copacii vorbesc. Ei au și ei viață. Asta-i sângele. Am bătut un cui pe aici și văd cum a curs. Înainte să devină pusnic, a stat alți 20 de ani la mănăstire pe lângă duhovnici mari, ca Arsenie Boca, Arsenie Papacioc sau Cleopa Ilie. La sfatul lor și-a găsit acest loc, când le-a mărturisit că el nu mai vrea să trăiască decât în rugăciune. Prea erau multe păcatele și ispitele în jur. Și tot de la ei a învățat secretul supraviețuirii în izolare, să ai credință mai mare ca munții și să știi să gestionezi libertatea dată de singurătate. Trebuie să ai o rânduială. Altfel nu pot. Am avut un băiat, a luat Biblia și a dus peste munte, știu, crota respectivă, a stat 3 săptămâni acolo și aproape să pierdă mințile. Vin tulburare, noaptea, beznă, că nu vezi doi pași, mai ales când se lasă și ceața, când auzi niște urlete și altele, iarna, copacii vorbesc unul cu altul, scârție, răcăie, dacă nu ești vișnuit sau ceva, o iei la fugă. Asta e forța unui pusnic, spune, să nu-ți mai fie frică decât de Dumnezeu. Și atunci nici una dintre creațiile lui nu ți va face vreodată rău. Miros a fum, miros a brate. Animalul simte acest miros de pădure, miros de pe om. Ce știe, ăsta e al meu, ea să-i trăiește în munte, să nu este dușman. Pe cei de jos nu-i regretă. Multe nu mai știe despre ei, dar când aude vești, îi se pare că vin din altă lume și că dincolo parcă nu mai e nimeni care să se roage cu adevărat. Toată lumea construiește, toată lumea fuge după bani și biserica construiește continuă, ceea ce nici mie nu-mi place prea mult. Au televizor, au calculator, au de toate. Mi-a spus chiar nu ține cum e. Noi mergem cu știință înainte. Mata ești de la vechi, pe munte, și atunci am zis, atunci tu du-te cu știință înainte și eu mă duc cu la vechi înainte. Așa că rămâne aici, în căsuța lui, așteptând cu nerăbdare marea întâlnire. Crucea mea e făcută acolo, mormântă. Să pot, tu și când îmi vine, intru în el, vine ursul, mă acoperă și zic la revedere. E unul dintre acei oameni pentru care viața a căpătat deja o altă dimensiune. Pare prins undeva între pământ și cer, într-un loc pe care ne e greu să-l cuprindem cu mintea noastră aflată într-o goană nesfârșită, dar în care Dumnezeu parcă e mai ușor de înțeles. Pusnic înseamnă un om care iubește pe Dumnezeu mai mult decât lumea aceasta. Un om care nu mai aparține acestei lumi. Pusnici sunt la noi în țară, n-am eu păr în cap că pusnici sunt. Și în păduri, și în crăpături pământului, însă lumea nu-i cunoaște pentru că ei s-au mai retras. El este starețul mănăstirii Ponor, un preot vestit care a plecat din București ca să ridice un lăcaș sfânt într-un loc retras la granița cu Maramureșul. E și el un om care parcă nu mai aparține lumii noastre, de aceea nici nu vrea să-i se vadă fața. Slava lumească, spune el, duce la mândrie, care e păcatul capital. Acceptă totuși să ne vorbească despre alți sfinți ai munților. Da, eu am cunoscut, de exemplu, dacă știți, părinte Procul de la Piatra Neamț, care și a fost un pusnic, avea ascultat de părinte Cleopa să ducă mâncare la pusnici. Nu orice mâncare, borș cu fasole, smântii cu tare, post-mang, așa mere de albinul, zicea, ulei. Acum am înțeles că e de tras undeva într-o căsuță acolo la Piatra Neamț, pentru că pusnicii nu stau de vorbă cu oamenii. Am găsit cu greu căsuța părintelui Proclu, urcată pe un deal și închisă cu lacăt pe din afară. Nu mai e pusnic, e zăvorât. O categorie de monahi care se roagă neîncetat, fără să iasă vreodată din chilie. Îl convinge să stea de vorbă cu noi sora lui, Maica Georgeta. Părinte, da. Bine că ai o mulțime de muzafiri aici. Cu voi și fără de voi, știință și fără de neștiință. De dinăuntru se strecoară afară o cheie și Maica ne deschide. Părintele însă nu prea vrea să stea de vorbă cu noi. Nu mai are timp, spune. Nu mai iese când scuturai stă goală și trebuie când mai și sufletul trebuie să fiu numai eu și Dumnezeu. Părintele Proclu a fost numai cu Dumnezeu de la 13 ani, când a decis că locul lui e în mănăstire.
În anii 50 însă comuniștii l-au alungat, iar el s-a ascuns în munți și a devenit pusnic, trăind în ascunzători pe care nu le-a găsit nimeni. Abia târziu, la bătrânețe, s-a întors în casa copilăriei și s-a zăvorât într-o cămăruță în care pentru el adevărata lumină vine de la icoanele la care se roagă zi și noapte. Nu-și mai dorește nimic de la lume și singurele cuvinte pe care le schimbă sunt cu sora lui, pentru că el, spune, are acum altă misiune. Eu mă rog pentru toată lumea. Când o să așa împărite, singur nu te prinești în rai. Așa ne-a spus. Ca să mă prinească în rai, trebuie să mă rog pentru toată lumea. Și să mă rog așa, Doamne, toți care o pășim pravul la mine, ajută-li să ajung în rai. Și dacă mă rog așa, sunt prinit și eu în rai, dar nu sunt vrenic. Nu crede că merită raiul, pentru că în atâția ani de singurătate a avut timp să se cunoască și nu-i mulțumit de ce a descoperit. Așa că moartea pe care o presimte îl înspăimântă doar pentru că e teamă că nu va fi pregătit. Cum trăiți acum, părinte? Amu, nici nu-mi place. Unii mă duc numai dimineața. Trebuie așa, mai puțin să vorbesc, trebuie să-mi plâng păcatele. Eu atâta vă spun. Pe scurt, am cunoscut puterea Duhului Sfânt și puterea Sfântă o câștigă cineva prin pocăință sau trăind năpăstuit și nu se tulbură. Că dacă eu mă tulbur, am pierdut tot. Prezența noastră l-a tulburat, a pierdut timp prețios de rugăciune și oricum, după decenii de dialog doar cu Dumnezeu, nici nu mai știe cum să ni se adreseze și se teme că străinii din coliba lui îi vor duce numele mai departe și se va trezi iar la ușa zăvorâtă cu oameni care nu-l înțeleg și care, suspectându-l de legături speciale cu divinitatea, îi vor cere să le împărtășească mistere numai de Dumnezeu știute. Dacă vii ca la vrăjitor, nu mai vine niciodată. Despre ce se întâmplă afară are doar vești vagi și totuși, cumva, simte că lumea s-a schimbat și că numai rugăciunea o poate salva. Dumnezeu ne mai ține pentru pusnici care zi și noapte se roagă pentru toată lumea. Dar ei, dacă ies la arătare, își pierd plata lor. De aceea, unii nici nu se arată. Sunt ascunși în locuri atât de greu accesibile, încât e aproape imposibil să dai de bord de ele lor. Iar dacă cineva se apropie, ei dispar pentru a se întoarce doar când intrușii au plecat. Li se spune că lugării nevăzuți și singurul căruia îi îngăduie să le stea prin preajmă e fratele Ioan. Se pot face nevăzuți, nu prea mănâncă, stau mult la rugăciune, nu umblă mai dezbrăcat, deci evită contactul cu lumea. Unul dintre ei, ne povestește, părintele Zosima, a murit în toamna lui 2008, la 129 de ani. Mergea în toiag, avea o voce foarte groasă, avea un păr așa mai curgea în baguri, așa, și pe ochi, ca umbrelă era pe cap. A ajuns la un nivel înalt, pentru că știa și ce gândesc, și spunea pe cine să duc, pe cine să nu duc la el. Zosima a știut cu un an înainte ziua în care va muri și a săpat singur mormântul și apoi l-a așteptat pe fratele Ioan să-l îngroape. Asta a fost dorința lui acolo, să rămân, să nu știe nimeni de el, să nu-i se pună cruce la cap, pentru ca să nu se știe locul lui, să fac loc de pelerinaj pe acolo, cumva. Aici se ruga părintele Zosima, se spune că datorită la nivelul domnicesc la care a ajuns, i s-a imprimat genunchi în piatră din rugăciunea fierbinte pe care o făcea el. Spune că mai sunt și astăzi aici, prin munții Rarău-Jumalău, părinți și maici cu o viață pură ca a îngerilor. Sunt două mași acolo. E greu de pătruns acolo și nici nu prea ai voie să meargă la ele. În partea asta este așa, mai sunt aici trei. N-are voie să ne conducă la ei. În schimb, ne arată câteva bordeie pe care chiar el le-a construit pentru niște sihaștri. Să te un părinte. Aici așa și am dormit și eu 2008. Și patul cum e făcut prea pusnicești, trebuia să te sucești cam din 5-5 minute. Te întorci pe o parte, zici, Doamne Iisuse Hristoase, te întorci pe alea, Doamne Iisuse Hristoase, și așa. Și dormi, deși și te rogi. De fapt, era mult rugăciune decât dormit. Nu știe nici el ce a făcut ca să-i fie îngăduit să urce până la ascunzișurile lor. Poate pentru că el însuși a trăit cândva ca un pustnic.
La început era și el om obișnuit, cu serviciu, casă în oraș, soție, copii și nepoți. Se credea un bun creștin. Apoi însă, spune el, a primit un semn divin care i-a demonstrat că nu e suficient. Eu am fost luat în moarte clinică și atunci am fost dus pe la Iadoleac. Mi s-au arătat două tuneluri, unul luminos, unul întunecos. Și atunci ceva au fost nevăzut, m-au împins în tunelul cel întunecos. Am trezit în fața unei mări așa învolburate, cu foc, cu jar, cu multe lume care forfotea acolo așa. Într-o parte am văzut mulți călugări, călugăriți, preoți, patriari, episcopi. Și am avut totuși curaj să întreb de ce au ajuns ei acolo așa. Și glasul mi-a spus că n-au slujit cu adevărat lui Dumnezeu, s-au înșelat. Special te-am adus aici ca să nu te înșești tu ca ei. În timpul ăsta eu auzăm și medicii ce vorbesc despre mine acolo, așa, spune că n-am nicio șansă, s-au dat deoparte. Și în timpul ăsta am simțit o vrjeală, așa, un vârtej în corp. Și mi-a revenit. L-am deschis ochii, am întors capul, asistentul mi-a spus, un profesor, zice, uite, mortul ăsta întoarce capul. După ce și-a revenit, viața lui n-a mai fost la fel. Începuse să-i fie atât de frică de păcat, încât s-a gândit să se izoleze de oameni ca să nu mai fie ispitit. Am citit multe cărți înainte despre viața pusnicească și eram curios să văd și eu cam cum este. A stat o vreme pe la mănăstiri, dar nici acolo nu a reușit să se apropie de Dumnezeu pe cât simțea că trebuie. Apoi a aflat că încă mai există pusnici din aceea despre care scriu cărțile vechi, călugări ascunși ce duc un dialog neîntrerupt cu puterile cerești. În muntele astăzi sunt. Și aici sunt. Când vor dispare puznici, se termină lumea. Când nu mai are cine să se ruga pentru lume. Duhovnicul său l-a binecuvântat și Ioan a plecat spre muntele Giumalău, convins că viața pusnicească îi va da rost și iertare și mântuire. Când am zis că plec la pustii, deci parcă te văd acasă imediat. Și chiar așa a fost. După o ispit în prima noapte, m-am întors înapoi la Iași. Pe la 12 noapte a început candela să scângea mereu. După aceea simțeam ceva, îmi trăgea o cercă de pe mine, o zmuncea, o îngherare pe o mână și m-a speriat foarte tare. Atunci așa am zis că dacă nu mor până dimineață, plec și nu mai vin niciodată în munte. Mai târziu l-a lămurit duhovnicul. În pustie sunt dragi, vin cu aglomerații mari, în cete, ca să atace, să izgonească din pustință și întâi, și al doilea rând să te împiedice la rugăciune și să dea gânduri pământești, dor de lume. Dar Ioan n-a putut uita avertismentul divin și s-a întors să-și caute credința, aciuindu-se într-o colibă pe munte, de unde spune că forțele răului au încercat să-l alunge din nou. A intrat un roi de muști mari negri și nu puteam să-l scot afară. A trebuit să fac o leacă de fum. I-am scos, am aerisit. După aceea a început să curgă tot felul de gândași negri de pe pereți, de sus, de prin tavan. Și atunci m-am fricoșat tare. Eu i-am omorât pe mulți și n-am găsit niciunul mort. Tot la fel mă gândeam să plec înapoi, iar ajung de râs dacă plec înapoi. Și zic, na, indiferent ce ar întâmpla, rămân aici așa. Și am rămas. În timp, până și diavolii l-au slăbit cu ispitele. Îmi doream să am, mă învățasem cu el și n-am, adică când îmi doream, nu mai aveam pe urmă. Într-o zi s-a apucat să-și construiască propria ascunzătoare de pusnic. Un an de zile i-a luat să o sape în munte. Ne întâlneam câte o roc de asta dură, băteam cu parosul pentru un pumn de piatră jumătate de oră. Iar grota aceea a fost intrarea lui într-o existență paralelă, simplă și sălbatică, departe de civilizație și de inutilele griji lumești. Doar el și Dumnezeu pe care îl căuta. Este o liniște așa de săvârșit, mai vântul câteodată, mai furtunile, mai făcea un zgomot, mai rupea câte un brad, mai o trostitură, iar n-ați mai auzat câte un lup urlând. Un singur lucru a dus cu el de la poalele muntelui, rânduiala severă deprinsă de la lumea monahală. Mănâncă puțin și niciodată pe săturate. Dacă auzi pe cineva mai apropiat, o mănăstire mai așa, mai deosebit, așa, mai duce câte ceva alimente, niște pesmes, ceva, mai mănâncă și ierburi, fac ceaia de pe ceea ce crește pe pământ, Dumnezeu hrănește pe toată lumea. Vara sculegea fructe de păduri, bureți, pregăteam pentru iarnă. Somnul îl prindea în rugăciune, iar ziua începea la 3 dimineața, tot cu rugăciune. O prea sfântă născătoare, Dumnezeu Fecioară, stăpân, ce ești mai înaltă și mai presus decât îngerii și arangheri și mai cinstită decât toată făptura. Și apoi, văzându-l că stăruie în căutarea lui, Dumnezeu i-a dat un har. Ioan a cunoscut puterea de vindecare a plantelor.
O maică pusnică din Siberia i-a împărtășit rețeta unui unguent miraculos pe care el l-a îmbunătățit. Pun o plantă foarte rară, care se cheamă Apucumaci Domnului. Ea crește foarte rar. Este o plantă care o mănâncă numai caprele și am constatat că caprela este un singur animal care nu face cancer. Mă învăț și de la animale. Sunt și animale care cunosc medicina naturistă. Și fără să-și dea seama, a început să se ocupe de sănătatea călugărilor, devenind în timp doctorul mănăstirilor. Așa l-a poreclit duhovnicul său, salvat la rândul lui de Ioan din ghearele morții. După care, acesta l-a sfătuit să-și pună darul în slujba mirenilor. Oamenii au construit o cabană aproape de câmpul lung moldovenesc. Acolo îl poți găsi și astăzi pe fratele Ioan, preparând tot felul de leacuri. Acum pregătesc o tinctură pentru masaj. Dureri de reumate și tumori, chisturi, se folosește pericuța care se bagă în sticlă. Folosim arnică montană, care e foarte bună pentru problemele astea. A rămas însă modest și smerit, așa că nu-și arogă niciun merit în ceea ce face. Nici nu vindec, eu dau doar niște buruieni acolo, cer credința lor și Dumnezeu îi vindec. Dar oamenii îi scriu ca să-i mulțumească pentru că le-a vindecat în primul rând sufletul și apoi trupul. Nu-mi place faima care s-a creat în jurul lui, pentru că trebuie să aibă grijă să nu cadă în păcatul mândriei. Știe însă că tot ce face acum e o cale mai sigură spre mântuire decât pusnicia. Omul cum mi-a spus că e mai bună osteneala asta de a ajuta pe cineva decât să fac eu acolo, să ies un acatist, niște rugăciuni. Și totuși, cei 4 ani de viață pusnicească au lăsat urme adânci. Mai urcă din când în când la vechiului bordei, acolo unde astăzi locuiește un alt călugăr. Nu-mi părinte vestit venit din zona Neamțului, dar nu pot să vă spun cine. Însă poate că într-o zi va fi următoarea lui misiune, să povestească viața acestor oameni care se apropie de sfințenie. El nu se mai crede vrednic să fie pusnic, încă nu le-a oferit oamenilor tot ce poate, dar privind înapoi, viața lui pare desprinsă dintr-o pildă veche. Se spune că un om credincios a văzut odată un șoim care hrănea un pui de cioară rănit. Omul luă întâmplarea drept un semn divin și hotărâ să-și dedice viața lui Dumnezeu. Se făcu pusnic și își petrecu zilele numai în rugăciune, uitând să mai mănânce sau să doarmă. La capătul a 3 zile și 3 nopți ajunsese atât de lipsit de putere, încât căzu din picioare și a dormi. În vis îi apăru un înger care îi spuse: "E adevărat că semnul era pentru tine, dar nu trebuia să urmezi exemplul puiului de cioară, ci al șoimului. E o pildă care lui Ioan îi place foarte mult, pentru că a învățat că nu te poți dărui lui Dumnezeu dacă nu te dăruiești în întregime oamenilor."